Salariile din ce în ce mai mici din țară îi determină pe mulți să plece în străinătate. Există însă și locuri de muncă unde salariile sunt aproape ca în Occident. Mai mult de un român dintre este expus riscului de sărăcie și excluziune socială, arată datele publicate de Eurostat. Cifrele arată că 34% dintre români se confruntă cu aceste probleme și că i-am depășit pe vecinii bulgari la capitolul sărăcie. Și asta nu e tot. Deși veniturile românilor sunt mici, statul le impozitează la sânge rețeta pe perfectă pentru o sărăcie lucie. Există însă și soluții și locuri de muncă unde salariile sunt aproape ca în Occident și oricum mult mai mari decât de obicei. Cu toate acestea, românii nu se înghesuie să fie în neștiință, din cauza că se tem că ar fi obligat să muncească mai mult decât o fac de regulă la alte joburi. Am decis să-mi extind echipa și angajez meseria și zidar, faianțar și zugrav. Salariul net este de 7.000 de lei pe lună la început, dar cei care arată că vor să muncească și știu să o facă pot să fie convinși că vor câștiga mai mult după câteva luni, a scris pe Facebook un antreprenor în domeniul construcțiilor. El a mai menționat că asigură toate formele legale de angajare și că atunci când se vor face deplasări în țară, salariații vor primi bani pentru transport și cazare plus diurnă. Anunțul a fost întâmpinat cu rezerve de unii dintre cei care l-au citit. Așa spun toți patronii la început, dar după iau și pielea de pe oameni, a scris cineva. Altul a spus că meseria și care acceptă să lucreze pentru alții în loc să-și facă propria firmă sunt pe cale de dispariție. Autorul mesajului inițial a Veni cu explicații. Sigur că meseria și își pot face firmă, dar multora nu o să le convină să se ocupe de detaliile birocratice și să caute de lucru. Am avut un angajat care după una și ceva s-a lăsat de muncă că își deschide firmă. După câteva luni m-a rugat să-l reprimesc. Însă au existat și cel puțin pe atâtea mesaje pozitive. Aș vrea să vin, lăsați-mi datele de contact, a spus unul dintre cei interesați, iar alții au cerut detalii despre programul de muncă. În discuție a intervenit și un fost angajat. Îl cunosc pe nelu ce zice aia face, E al. Fel de patron decât mulți pe care îi știu. Eu m-am pensionat, dar trei ani de zile, după ce m-am întors din țară din Franța, am lucrat la el și nu pot să zic decât lucruri bune despre un om ca el. A fost mărturia a fostului angajat. Relatează Antena 3.ro.